Bună ziua, mă numesc Ovidiu Barbu, sunt șeful de fermă de la ferma Huș, a societății Enache Mărărit Huș. Pentru prima dată anul acesta am folosit Algasilu, un produs care e inovator pentru noi. Nu l-am folosit în alte dăți. Anul acesta am observat că strugurii din masă au căpătat o culoare mai intensă și sunt crocanți, au devenit mai denși, mai au poate o consistență mai mare față de anii anteriori. Ok. Iar pentru partea de intervenții la udare, ați observat vreo scurtare sau vreo mărire a perioadei de intervenții la udare? Ați observat o scădere a consumului de apă? Fiind un an secetos anul acesta, noi am fost obligați să folosim irigarea în funcție de deficitul de apă din sol și din plantă. N-am putea spune clar care a fost efectul, dar faptul că se cunoaște pe tufe, pe intensitatea culorii. Intensitatea culorii, că produsul a ajutat la menținerea apei pe o perioadă mai lungă în plantă. Deci, cu toate că au fost evapotranspirația, a fost mai intensă, el totuși apa a rezistat mai mult în plantă. În plantă. În regulă, mulțumim frumos și ne dorim ca în anul următor să mărim numărul de tratamente sau suprafața pe care o veți trata cu produsul nostru Algasil. Cu siguranță vom folosi mai în schema de tratamente să fie mai des și pe o are mai mare. Chiar la anul vom folosi și pe cultura pomicolă care o avem. Aha, deci pe speciile pomicole veți fi interesat să folosiți, în special prun aveți dumneavoastră. Prunul, da, înțeles. Prun, pentru că și acolo produsul trebuie să aibă o chestie de duritate. Pulpa să fie fermă, da, trebuie să asigurăm. Da, alături de calciu și intensitatea culorii. Culoarea. Corect. Vă mulțumesc frumos și ne dorim ca împreună cu noi, cu Naturevo, să obțineți rezultatele propuse și să vă diferențiați din punct de vedere calitativ în piață cu produsele obținute. Vă mulțumim pentru încrederea acordată.